Eu filmam fetele și Ioana a avut o căzătură spectaculoasă. Nu l-am observat, dar și-a revenit. Nu te speria, că totul e bine, da? O recuperăm și o trimitem la grupa mică. Și vă spun bună dimineața de aici din Sighisoara. Am dormit aseară la Villa Franca, la camping Villa Franca. Nu primesc decât autorulote sau rulote. Au o terasă frumoasă și vederea asupra orașului de care ne-am bucurat aseară. Ia uitați ce frumos se vede de aici, liniște de plină. Dar cel mai mult ne place că au un club de aventură, de cățărări, un traseu prin copaci tiroliene, de care copiii o să se bucure în dimineața aceasta, după ce se vor trezi, bineînțeles. Haideți să trezim copiii, să le facem micul dejun. Eu deja sunt cu cafeluța. Time out! Ne vedem de la parcul de distracție și vedem unde mai plecăm astăzi. Mergem către parcul de aventură cu gașca, toți copiii, ne dăm pe tiroliene înainte să plecăm aici la Villa Franca și de aici plecăm mai departe. Dar haide să avem aventura copiilor. Uite, copiii se echipează. Ședința tehnică acum. Avem aceste două carabine, asta care se desface. Trăgăm din jos așa de inelul ăsta argintiu și în spate, hai să văd și pe voi. Ținem, uite, așa, ca pe un pistol. Tati, așa. Uite-te mai întâi. Invers. Invers, îl ții ca pe un pistol. Așa, așa se desface, vezi? Și ai grijă să nu-ți prinzi degețelul, da? Uite, când tragi de el și când îl dai înapoi, ai grijă să nu-ți prinzi degețelul, da? Hai, uite-te acolo. Te rog, să avem carabina aceasta fixă. La fiecare început de traseu este o buclă din cap, și o căpuță metalică. Carabina aceasta, ne fac pas, pas, te rog, se pune cu totul prin buclă și se trece cu tăietura asta prin plăcuță. Ok, mai departe, mai departe din partea asta. Fiecare traseu se termină cu o tiroliană, care are încă o carabină din aceasta și se desface. Foarte important, voi să vă prindeți în nodul ăsta verde, fetele, și voi doi cei mici. Ilinca, uite-te un pic. Deci voi o prindeți la piept, da? Aici. Și voi de nodul verde, acolo. Dar atenție, nu carabina de la ham, ci carabina de la tiroliană. Da, sunt traseele pe culoare în funcție de înălțime, de greutate. Haideți să vedem cum ne asigurăm. Carabina fixă. Așa. Exact. Mai departe, acolo poți să o pui și cealaltă. Așa, acolo vine cu tăietura în sus. Tăietura orientată înspre cer. Tăietura sus. Dă-i drumul la cealaltă mână. Dă-i drumul la mâna aia. Da, dați-vă jos măștile. Ca să puteți să respirați, să puteți să... Da? Așa. Ca să nu te încurci. Stai ușor. Mi-o dai și pe a ta? Totdeauna să aveți mâinile întinse. Așa. Acum învârți carabina în sus, cu gaura în sus. Așa, mai mult. Gata, treci prin... Treci, așa. Bravo, te-ai prins. Te-ai prins și cu cealaltă. Și o prins și pe cealaltă când treci... Când treci carabina acolo sus, după ce treci, o prins și pe cealaltă. Miruna,
o învârți, scoate-o, scoate-o de acolo, nu, scoate-o de acolo, scoate-o, învârte-o pe dedesubt înspre mine, cu sfoara înspre noi, da, cu sfoara pe dedesubt, cu sfoara înspre noi, așa treci, așa, tati. Bravo. O iei pe cea de jos, o agăți de sfoară acolo ca să fie asigurată. Da, așa. Și acum treci cu cealaltă, treci așa. Bravo. Și acum te ții de amândouă carabinele, nu te ții de sârmă, te ții de carabină, da? Cu carabina în față, ușor, nu te grăbești. Și acum ascultați de instrucțiune, cum te cheamă pe tine? George, el este George. Da? Bun, te rog să aștept până ajunge. Aveți grijă că nu vreau aventuri, da? Nu vreau să cădeți, nu vreau aventuri. O să aștept pentru Elena. Așteaptă? Păi de asta, trebuie să aștept să ajungă în partea cealaltă. Nu aveți doi voie în același timp, câte unul. Imediat. Hai, fii atent acolo la traseu. Nu la mine, să nu fii atent la mine, doar la traseu, da? Păi, eu sper să nu cazi. Ai răbdare, că e greu, nu e așa ușor. Te frică acolo? Oricum, n-ai cum să rămâi acolo, deci doar înainte, că înapoi nu mai poți. Și acum să vă văd cum ajungeți voi, o să fie cea mai grea parte a traseului. Acum urmează Ion. Tati, o desfaci pe aia neagră, pistolul desfaci, îl lași jos și treci copacul cu cealaltă, da? A? Păi de-aia ești asigurată în hamuri. Tati, te ții stânga-dreapta cu mâinile, lași aia de siguranță, te ții stânga-dreapta și aia e doar de siguranță, da? În cazul în care cazi, te țin alea două. Acum e acum. Uite, Elena a reușit și și ea... Așa, te-ai prins, ia vezi. Tu te ții de mijloc, Ion, da? Așa, tati. Da? Da, tati, te-ai prins de skepsis, da? Ai prins traseul Aventura. Suntem în parc Aventura. La Villa Franca. Da, tati. Ha, ia uite, Ingrid e cea mai vitează, Ingrid. Ușor, dar nu trebuie. Da, tati. Dar nu trebuie să te grăbești, Ingrid, da? Ia să vedem, Ingrid a ajuns la plasa de Păianjen. Ingrid merge prin plasa de Păianjen. Nu te grăbi, nu alerga, că-ți scapă piciorul. Opa, opa. Ia de ce fac ceilalți copii? Ceilalți copii se descurcă, Ion trece prin lanțuri. Ion trece prin lanțuri, da, tati? Ai rămas blocată? Ioane, lanțurile alea cred că sunt cele mai grele pentru tine, că n-ai mâinile așa lungi. Ai răbdare! Ai răbdare, ușor, nu... m-a trepat un țânțar. Ai răbdare să se așeze, da? Nu le balansa rău. Așa. Îți iei echilibru și ușor, da? Fără balans prea mult. Hai! Poți să o faci, Ion! Poți să o faci! Haide, Elena! Gata? Cea mai fericită ești când ajungi la platformă. Ești acolo! Bravo! O super aventură pentru copii. Deci dacă aveți drum, nu ratați parcul acesta de aventură din Sighișoara. Copiii se distrează super. Ingrid, a găsit un păianjen sau tu ești păianjen? Acolo, sincer, nu știu, dar întrebăm. A, trebuie să tragi de sfoară să vină leagănul ăla la tine.
Da. Da, tragi de sfoara aia de scripete. Da, da, până vine leagănul ăla la tine, ce tare e. Vine leagănul ăla la tine și după aia te dai cu leagănul. Că trebuie să mă agăț cu mâinile. După aia te dai cu leagănul până jos, să nu uiți, da, să te asiguri, da? Ce super interesant. Ia uite ce tare. Hai, trage, trage. Toți copiii trebuie să-și treagă leagănul pentru ei. Va fi greu. Păi nu cred că stai în picioare. Stai în picioare, tati, sau te așezi pe el. Eu cred că stai în picioare. Mâinile laterală. Nu. Da? Hai curaj! Hai coadă! Nu are ce să se întâmple, oricum ești agățată în... ești prinsă în alea de siguranță, da? Ești prinsă bine, deci n-are ce să se întâmple rău, decât o sperietură și atât. Dar de căzut nu ai cum să cazi. Stai în picioare! Sau așa... Acu ai avut curaj. Oleu, oleu, oleu. Hai să-l vedem și pe Ion. Hai să-l vedem și pe Ion. Ionel, Ionelule. Hai că mai, hai că poți, tati. Hai că poți. Tati, tu te ții de laterale. Când ajungi la lemnul de sus, te ții de laterale, așa. Și trebuie să pui picioarele pe ăla. Și pleci. Agăți carabina de mijloc. Da, știu, da. Da? Așa, acolo. Te ții cu mâinile. Nu, nu de acolo. Te ții cu mâinile. Ai două mânere. Acolo, în fața ta. Nu. Așa. Nu. Celălalt are două mânere. Unul, așa. Ăla. Te ții de ăla și îți dai drumul. 1, 2, 3, 5. Oh! Iupi! Bravo, tati! Curajoasa mea! Sus picioarele! Ăsta a fost primul traseu, traseul de început, pe care vi l-am arătat și vouă. Și să vedem pe ce traseu... Păi ei au avut culoarea galbenă, da, deci ei trebuie să galben. Meargă pe traseul galben. Asta a fost ăla galben. Și voi roșu. Puteți să mergeți pe cel roșu acum, care este un pic mai complicat, Elena. Oh. Hai să vedem! Pauză de apă și urmează traseul complicat. Ăsta a fost doar așa de inițiere, ca să vă învățați voi cum este. Dar să vedem cel complicat, cum este celălalt. Da, cred că e ăla de acolo de sus, ăla mare, din vârful copacilor. Deci te duci cu Ingrid sau Ingrid? Sau da. Ăsta albastru e cel mai greu. Da, ăsta albastru e cel mai greu. Nu, ești, uite, are ai culoarea albastră. Să mergem pe la verde. Și cel verde să ne mergem pe la verde. Este mai puțin greu. Pe, la pe care vreți voi să mergeți? Da, să mergem pe la verde. Așa mi-a spus doamna, dar amândouă sunt păi, mi-a zis pe care la fel de dificile. Care vreți voi? Voi aveți voie pe amândouă. Deci vă mai dați pe un traseu și după aia tiroliană, da? Alegeți voi pe care, verde. Puteți fugeți pe ambele. Ok, da? Hai, vă las pe voi aici. Să aveți distracție, baftă. Mă duc să-i văd și pe cei mici, să-i verific dacă sunt bine. Mai vreți o gură de apă înainte? Ca sportivii? Eu zic să o lași pe Ingrid prima. Te grăbeai să intri tu în traseu, a? Și dacă nu mai poți, Elena, mă strigi, vin și te ajut. Sau vine George și te ajută, da? Mersi mult. Deci nu trebuie să-ți fie teamă, oricum ești asigurată. Da? Păi nu știu până unde e, dar e departe. Ia uite, până toată pădurea, uite. Hai, distracție frumoasă!
Mă duc la copii să văd și copiii pe unde sunt. Copiii aveau posibilitatea să meargă pe traseul mov, însă ei au ales traseul galben, care este mai dificil. Care este un pic, traseul galben este mai dificil decât cel mov. Și după aia, ca să se relaxeze, până termină fetele cele mari, se duc și pe cel mov. Da? Păi petrece aici o zi întreagă, nu știu, mai plecăm de aici, Diana? Nu. Diana e acolo peste gard, rulota e acolo peste gard, parcată. Și cred că rămânem aici toată ziua sau plecăm mai departe. Hai, terminăm traseul și vă spunem și vouă în ce direcție mergem astăzi. Unde plecăm de aici, de la Sighisoara? Sunteți bine, copiii, da? Distracție? Totul frumos? Vă pup! Nu te speria că totul e bine, da? Nu te speria că totul e bine. Hai, o mână în stânga, o mână în dreapta. Te uiți în sus, nu te uiți în jos. Încerci să-ți ții echilibru. Ce încerc să fac? Tati, mâinile mai sus, stai pe ăla, lasă-mă să-ți explic. Ești bedebelea, Ioane. Mâinile, ochii sus. E bine, da. Tu pleci? Hai. Aolo, altă pânză. Așa speriat ai fost, tati, acolo? Da? Hai că o să vezi. O să vezi tu ce urmează acum. Mai ușor. Mai ușor sau mai greu? Ce faci, Miru? Înveți culorile? Ce avem acolo? Verde, roșu, galben, alb, roșu, verde. Mă strigă fetele că nu mai poate Elena. Haideți să mă duc la fete să văd ce fac. Tati, vedeți că aveți apele acolo, da? Jos, când terminați traseul, vin imediat și eu la voi. Nu, duceți-vă voi pe traseu. Hai să vedem ce zic fetele, că nu mai pot deja, Elena, am înțeles, sau cineva. Mergem să încercăm, să vedem ce se întâmplă. Așa, hai! Haide, urcă pe unul! Uite, eu am curaj să stau aici sub tine. Sunt sigur că nu cazi pe mine. Hai, Elena! Dacă nu mai poți, dacă nu poți după primul ciocan, îmi spui. Și te dau jos. Uite, Ingrid deja se dă în leagăn pe acolo. Haide! Nu, vreau jos. Ești sigură? Da. Ce crezi? Poți să cobori singură sau îl chem pe George să te ajute? Îl chem pe George să te ajute? Da. Ok. Să se simtă prințesă, dacă tot e într-un oraș medieval. Corect. Da? Corect. Se simte ca o prințesă salvată din turn. Da. George, trebuia să te echipăm în prinț. Da. Când ai de salvat următoarea persoană, da, neapărat echipament de prinț. O recuperăm și o trimitem la grupa mică. Hai. Opa. Hai, trage! Poți să ridici picioarele, să te ajuți de picioare ca maimuța, dacă vrei, dar trage-te de mâini. Hai, că mai e un pic. Hai, hai! Hai, hai! Hai! N-ai mai avut răbdare să te ajute prințul. Te-ai ajutat singură. Ține, lasă-ți greutatea pe ham. Mâinile doar le miști. Mâinile doar le miști și greutatea ți-o lași pe ham, da?
așa, cu fața, cu spatele, cum poți tu? Hai, că mai e o tiroliană. Gândește-te că mai urmează încă o tiroliană. Păi dacă rămân blocată, plâng. Păi nu mai rămâi blocată, gata. Asta e a doua care ai rămasă. Da. Hai. Asta e ideea. Să rămâi blocat. Da. Ce faci, mă, Miru? Nu, 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 E, păi ce-ai făcut, mă? Hai, împinge-o! Hai, împinge să ajungă, că a scăpat startul, finish-ul. Bravo, Ingrid! Ai terminat traseul! Felicitări! Primești o înghețată! Hai, că fetele, cât fetele se dau pe tiroliane, eu filmam fetele și Ion a avut o căzătură spectaculoasă. Nu l-am observat, dar și-a revenit și e în forță, mai viu ca niciodată, mai în formă ca niciodată. Bine. Hai că nu mai e. Ce ai pățit? Ia, arată-mi și mie ce ai pățit. Te-ai înroșit acolo, la sub braț, un pic. No, it's skinny the skin. Da, nu e, ai pielea, las-o, că nu e așa grav. Așa, te prinzi de acolo, nu de tricou. Da, știu. Și te arunci. Ioi! Go, planet! Vin să te ajut? Te desfaci de acolo. De ce? De aici. Ia, arată-mi și mie, bubița, unde te-ai lovit. Uite aici. Oh, ce roșu este! Ai căzut și te-ai speriat, dar ai fost curajos și ți-ai revenit. Și ai terminat traseul. Bravo, Ion! Felicitări! Hai la o înghețată. De acolo nu mai are cine să te dea jos, să știi. Haide, încearcă. Hai, Elena. Hai, Elena. Hai că se termină bateria la GoPro. Haide! Haide! Mă, sunt fac. Ingrid e bine. Ingrid e bine. Hai, Elena, curaj! Inci, 4, 3, 2, 1 și du-te! Hai, fără pingă! Hai, mă! N-are ce să se întâmple decât ceva mișto! Hai! Hai, hai! Asta a fost! Acu râde, fii atent! Acu râde, fii atent la ea! Uită-te la ea ce hoață, acu râdea! Ai văzut? E ok, Elena? Ești bine? A fost frumos? O senzație frumoasă, da? Hai, vă aștept jos să-mi povestiți! Gata, l-am spălat eu cu apă și cu săpun, e bine! Copilul e bine. A, dorm pisicile. Ia-o de asta. Așa. Și o lăsăm pe mami să doctoricească. Bagajul e aproape gata, pus în rulotă. Ingrid, caută ceva. Ce vrei să-ți faci? Un nou prăjit? Da, facem o prăjit pentru mine și... Bravo. Și Elena nu vrea? Unde a fugit? E la baie sau unde a plecat? Cred că da. Vezi ce rău e când pleci așa? Că nu știi unde ești. Așa, și suntem gata să plecăm la drum din nou. Punem ce avem de pus, facem repede locurile înapoi, că am pus bagajele în mașina seară, le-a pus mami în rulotă și noi plecăm spre o nouă aventură, începem o nouă zi, plecăm către castelul Zânelor, la intrare în Transfăgărășan și după aceea vrem să oprim, traversăm Transfăgărășanul și ajungem la Corbeni, la Reful. Dar o să vedeți în videoul următor.
Dă-mi și mie, te rog, un pic de hârtie igienică să, pentru Ion, să sufle năsucul. Și noi vă spunem la revedere! Pa, pa! Ce spui, Ion? Ce spui? Bye. Like? Bye! E supărat!